Frați și surori, haideți să ascultăm din nou o citire din Cuvântul lui Dumnezeu. De data aceasta din Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 26 până la versetul 41, pagina 956 în Biblie, în Sfânta Carte lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine, și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite, dar după ce voi invia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis, Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine și toți ucenicii au spus același, același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc în grădin numit Ghețimani și a zis ucenicilor, ședeți aici până vă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mânească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce? Un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Amin. Păi, invit să ocupați lucrurile. <coughs> Frați și surori, am citit în această dimineață un cuvânt din Scriptură care surprinde un moment foarte important din viața și din slujirea Domnului nostru Isus Hristos aici pe Pământ. Un moment de undeva dinspre sfârșitul lucrării sale pământești. Era cu ucenicii, sărbau împreună Paștele, și în timp ce sărbau Paștele, spune Sfânta Scriptură, Domnul a luat o pâine și a frânt-o. Vreau să vă întreb despre ce vorbea frângerea asta pâinii. Cred că sunteți atenți, nu? Vorbea despre frângerea trupului lui, nu? Apoi a luat un potir, un pahar cu rodul vite și a zis, acesta este sângele meu, care se varsă pentru mulți spre păcatelor. Vorbea despre moartea lui. E deci, mai vreau să vă spun că ucenicii n-au putut pricepe lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că în perioada celor trei ani și aproape jumătate și-au format o anumită imagine, o imagine grandioasă, măreață despre Domnul. Au fost foarte multe situații în cei trei ani și jumătate când Domnul a vorbit despre sine. Cine este El? Zicea la un moment dat, eu și Tatăl? Unde suntem? S-au făcut lucrări în prezența ucenicilor, lucrări care au arătat cine este el? Spunea la un moment dat în Evanghelia după an, capitolul 5, dacă nu mă credeți pe mine, credeți-mă măcar pentru lucrările astea. Era pe mare cu ucenicii și spune Sfânta Scriptură că s-a strânit o furtună puternică, au mers ucenicii, l-au trezit și au zis învățătorul, nu-ți pasă că pierim. Domnul a certat vânturile și au pus ei întrebarea, cine este ăsta de la ascultă și vânturile și mare? Cu altă ocazie era undeva într-o noapte, era furtună puternică, a apărut Domnul umblând pe ape. După ce a intrat în corabie, spune Sfânta Scriptură, a stat vântul și s-au potolit valurile și s-au închinat. Domn, și surori, toate astea și multe altele le-au format ucenicilor în mintea lor o imagine despre cine este Isus. Și acum să stea în fața lor să spună, eu mă frâng cum se frânge pâinea asta. Asta nu puteau să accepte. Deci, vreau să vă spun că atitudinea noastră față de Domnul este legată de ce credem noi despre El, cum îl percepem noi, cum îl vedem noi pe El. Spune Sfânta Scriptură că Saul din Tars credea despre Domnul Isus Hristos la un moment dat că este un simplu om, un înșelător. Unul care ignoră religia strămoșească. Și când a avut asta în cap, spune Sfânta Scriptură că Saul din Tars umbla dintr-o parte în alta să lupte împotriva lui Isus, să-i prindă pe cei care credeau în numele Domnului Iisus Hristos și se închinau. Dar când l-a văzut altfel, ce a făcut Saul din Tars, dragii A zis, Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Când Ioan în insula Patmos a avut viziunea aceea Hristosului glorificat, spune Sfânta Scriptura, a căzut cu fața la pământ ca mort. Pentru că felul în care noi ne raportăm atitudinea noastră față de Domnul este legată de ce crede noi despre El, care este imaginea noastră despre El. Și vă întreb în această dimineață, când stăm aici la cena Domnului, cum îl percepem noi pe Iisus? Avem o imagine măreață despre El? Sau un simplu om? Că tot ce se întâmplă aici, dragii mei, este pentru că ucenicii și au schimbat această imagine despre el. L-au văzut prins, l-au văzut bajocorit, l-au văzut bătut, l-au văzut pus pe cruce. Dintr-o dată, dragii mei, imaginea asta s-a frânt, s-a schimbat. Și întrebarea pe care mi-am pus-o, dragii mei, a fost următoarea: Cum și-au schimbat ce a determinat pe ucenici să schimbe imaginea despre Domnul? Dragii mei, știți ce? Au uitat ce li s-a descoperit despre Domnul Isus Hristos. Petru a zis la un moment dat, când Domnul a întrebat: Cine zic oamenii că sunt eu? și apoi: Cine ziceți voi că sunt? Petru a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Numai că în momentul acela, când oamenii l-au prins, tot ce au încercat oamenii să facă a fost să demonstreze că Isus nu este așa măreț cum au crezut ei că este. Ce este simplu Ziceau soldații către el atunci când i-au pus uh, cununa de spin pe cap, ziceau, plecăciune împăratul iudeilor. Adică tu nu ești împărat. Pricepeți? Stătea Pilat în fața iudeilor și uh, iudeilor care strigau acolo în curte, răstignește-l, zicea Pilat, să răstignești pe împăratul vostru? Adică pricepeți. Împăratul vostru e la discreția mea. Pot să fac ce vreau cu el. Ce imagine măreață aveți voi când împăratul vostru e la discreția mea? Deci, mei, m-am frământat mult și ceea ce cred că se întâmplă în viața noastră de a avem atâta pasivitate, atâta apatie spirituală atâta dezinteres spiritual, este că am pierdut această imagine măreață despre Dumnezeu și imagine măreață despre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu-L mai vedem maestos, măreț, grandios. Și ne mulțumim cu datin și cu șezut în bancă. De deci, aceea, în această dimineață, în câteva minute, dragii mei, vreau să vorbesc despre pericolul pierderii imaginii grandioase despre Isus. Dumnezeu să ne ferească să facem lucrul acesta. Să pierdem această imagine. Și dacă am pierdut cumva imaginea asta și, dragii mei, trăim ca și când el n-ar fi înălțat la dreapta lui Dumnezeu, în vremea aceasta Dumnezeu să facă ceva în viețile noastre, să-L vedem măreț, maestos, grandios, așa cum este. Primul pericol, dragii mei, pe care, sau care stă în fața noastră atunci când pierdem această imagine grandioasă despre El, este că abandonăm loialitatea față de El. Știți ce înseamnă să fii loial? Sau, dragii mei, nu-i nu foarte greu să fii loial față de cineva față de care au anumită stimă, îl vezi măreț, maestos, pe o poziție înaltă, dar un simplu om. Știți ce înseamnă loialitate printre altele? înseamnă să avem disponibilitatea să ne onorăm angajamentele pe care le-am luat. Și vreau să vă întreb, frați și surori, vă mai aduceți, răscolindu-vă amintirile, vă mai aduceți să fi fost cândva în viață să vă fi luat angajamente spirituale? V-ați luat angajamente? O dată? De două ori? Că dacă le-am luat și le-am călcat, am abandonat loialitatea noastră față de El. A fi loial înseamnă printre altele să-mi onorez angajamentele. Zicea, în pasajul pe care l-am citit, Petru și-a luat un angajament. Eu nu o să găsesc în tine niciodată o pricină de poticnire. Sau chiar dacă tot ceilalți găsesc, eu niciodată. Eu la moarte mă duc cu tine. Adică eu sunt loial în orice condiție, în orice circunstanță de viață. Nu contează că ești aici sau ești acolo, pe cruce sau la moarte. Vreau să vă întreb. Și-a călcat Petru angajamentul ăsta. A zis Domnul Petre, noaptea asta, înainte ca să cânte cocoșul, îți calci angajamentul. Știi de ce? Pentru că s-a uitat Petru la omul Iisus. A văzut umanitatea din el. Vă dați seama să-l fi văzut ca pe Hristosul Fiului Dumnezeu și dintr-o dată niște soldați să vină să-i lege mâinile. Să-l bată cu bice. Să-l poarte de la Ana la Caiafa. Și o să dea sentința, răstignește-l. Cum să mai fi luat? De aceea spun că e periculos să ne pierdem această imagine grandioasă despre Isus Hristos, frați și sorori. Că ne abandonăm loialitatea. În Vechiul Testament, într-un moment când l-a văzut Iacov pe Dumnezeu măreț, stătea undeva la capătul scării sus la cer. Și de acolo, de la capătul scării, Dumnezeu i-a zis, de aici, din locul acesta, uită-te, îți dau totul. Voi fi cu tine peste tot. Când s-a trezit dimineața, dragii mei, Iacov a pus acolo o piatră și a pus un de lemn și a zidit acolo un altar și spune Sfânta Scriptură că Iacov a zis Tu vei fi Dumnezeul meu! Este asta un angajament extraordinar. A spus vreodată în viață lui Dumnezeu, tu vei fi Dumnezeul meu. V-ați angajat vreodată cel puțin aici în apa botezului vreau să te urmez până la capătul vieții. Ați făcut asta? Și peste ani de zile, dragii mei, când se întoarce Iacov spre casă, chiar zis Dumnezeu să se întoarcă, zice la un moment dat, familia lui, scoate toți Dumnezeu străini. Dar, Iacov, ce s-a ales de angajament? Că ai zis că Dumnezeu va fi Dumnezeul tău și acum ai casa plină de Dumnezeu. Și când te duci să te închin lui Dumnezeu, trebuie să faci curățenie în casă, să aduni Dumnezeu, să îi îngrop îngropi undeva la rădăcina unui pom, pentru că ți-ai călcat angajamentul în cursul anilor. N-ai mai fost loial la acestui angajament. Suntem azi la, la sărbătoare aici. Ce curățenie ar trebui să facem noi? că am zis cândva în viață, Dumnezeule, tu vei fi Dumnezeul meu. Și totul e plin de Dumnezeu străin. Și venim să ne închinăm lui Dumnezeu. Venim să întindem mâna fără să facem curățenie. Iacov a priceput cel puțin atât. Dacă am călcat angajamentul, cel puțin astăzi când mă duc să mă închin lui Dumnezeu, trebuie să îmi reactivez angajamentul acesta. Dumnezeu să fie Dumnezeul meu. Și trebuie să fac curățenie. Deci, mei, a fi loial înseamnă să ne onorăm angajamentele pe care le am luat. Dar a fi loial înseamnă, printre altele, și să îl urmăm pe Domnul în condițiile puse de El. Asta înseamnă să fiu loial. Să stau lângă El, în condițiile puse de El. Și una dintre condițiile puse de Domnul Dragime, știți care este? El să fie mai întâi de toate. El să fie prioritar în viețile noastre. A zis: a venit după mine? Și a zis: Lasă-mă mai întâi. Și stau și mă răscolesc ființa mea, viața mea, amintirile mele. De câte ori am zis eu: Lasă-mă mai întâi. Și a zis dumneavoastră: Lasă-mă mai întâi. Dar știți că una dintre condițiile loialității este el să fie întâi? Frați și surori. El să fie întâi. Nu după ce am rezolvat ce am avut de rezolvat, alte priorități, după aceea, mai ales dacă dau de necaz Dumnezeu. Nu, mai întâi Dumnezeu. Mai întâi Domnul Iisus Hristos. Întâi de toate. Nu știu dacă mă înțelegeți. A fi loial înseamnă el mai întâi. Asta e una dintre condițiile lui. A fi loial, dragii mei, înseamnă și a trăi la parametrii pe care Dumnezeu din cer îi pune sau Domnul Iisus Hristos îi pune. În Vechiul Testament stă Iosua în fața poporului lui Dumnezeu și îl spune așa, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Alegeți astăzi, frăți și surori. Sau Dumnezeilor care le slujeau părinții voștri, adică atașându-vă de religia părinților voștri, sau slujiturile Dumnezeilor în a căror țară locuiți. Ce a răspuns poporul la, la provocarea asta? Departe de noi gândul să părăsim pe Dumnezeu. Că știm ce a făcut Dumnezeu pentru noi. El ne-a scos din țara Egiptului. El ne-a protejat pe drum. El ne-a furnizat condiții de viață. El ne-a dus aici. Cum să părăsim pe Domnul? Știți ce a spus Iosua? Știți, frații mei, voi nu veți putea să vă țineți angajamentul. Nu veți putea sluji Domnului. Știți de ce? Știți, frații mei? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Știa Iosua care sunt aplecările lor. Dacă ești loial, dacă vrei să fii loial, trebuie să trăiești așa cum Dumnezeu cere să trăiești. Și Dumnezeu zice așa, fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Când am coborât imaginea asta de la maestate, de la grandoare, de la măreție, și am pierdut imaginea asta din mintea noastră, dragii mei. Foarte repede abandonăm loialitatea. Ne ducem la biserică pentru că suntem religioși. Ne împărtășim că suntem religioși. Nu pentru că avem în fața noastră pe un Hristos maestos, înălțat, în glorie. Nu, 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 frații mei. Suntem obișnuiți să facem lucrul acesta. Mă grăbesc să mă duc mai departe, dragii mei. În al doilea rând, al doilea pericol care ne paște atunci când pierdem această imagine grandioasă despre Domnul, este să pierdem spiritul slujirii. Știți că ucenicii au fost chemați de Domnul Iisus Hristos și de foarte multe ori puși să slujească. Au fost trimis să predice, au fost trimis să vindece, au fost trimis să aducă măgărușul, doi dintre ei, au fost trimis să pregătească un loc pentru, pentru serbarea Paștelui. Au fost puși să slujească. Cum să nu fi dispus să slujești când ai în fața ta unul pe care îl numești domnul meu? Sau învățătorul meu? Când imaginea ta despre el este una măreață, cum să nu fi dispus să slujești? Dar acum stăm în fața lor cineva care își arată natura umană? Zice Sfânta Scriptură aici că Iisus a zis că trei sufletul meu este cuprins de o întristare ca de moarte latura umană. Și în situația aceasta când el se arată în fața lor cu latura asta umană, când este prins, când este bătut, el zice către ei, slujiți. Slujiți veghind în rugăciune. Și oamenii aceștia erau, trebuiau să leagă între a sluji pentru Isus sau a sluji confortului lor. Vreau să vă întreb ce au ales să slujească. Confortului. Mai bine dormim. au pierdut spiritul slujirii. Au pierdut disponibilitatea de a sta și a se ruga. Asta însemna slujire pentru momentul acela. Să se roage, să vegheze împreună cu Domnul. Au pierdut spiritul slujirii. Și întrebarea mea a fost de ce? Vreau să vă întreb, dragii mei, suntem o biserică mare, puțin suntem mai, dar suntem o biserică mare. Tine sau mai în vârstă? Haideți să ne analizăm. N-am pierdut cumva spiritul slujirii. Cât mai slujim? Că nu slujim nu înseamnă neapărat să vii la învun sau să vii în față să cânți. Să porți spiritul ăsta cu tine peste tot și dacă dai peste unul căzut între tâlhari, cine știe unde, spiritul acesta te împinge să te oprești, să faci bine. Spirit, spiritul slujirii, l-am pierdut sau nu? N-avem timp să ne mai oprim lângă niciunul dintre semenii noștri. Nu avem timp să stăm să facem ceva pentru ai noștri, pentru frați, pentru oameni, pentru Dumnezeu. Am pierdut spiritul slujirii, că am pierdut această imagine grandioasă despre El. Asta s-a întâmplat cu ei. Mă opresc aici, nu vreau să detaliz mai tare pentru că timpul a trecut, vreau să mai spun un lucru și apoi să încheie să putem trece la, la partea finală la împărtășirea cu trupul sângele Domnului. Al treilea pericol, dragii mei, care ne paște atunci când, când pierdem această imagine, este că pierdem spiritul de sacrificiu. Frați și surori, când Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe ucenici și apoi când i-a trimis mai târziu, știți că le-a vorbit despre sacrificiu? Știți? A zis Domnul către cei pe care a găsit acolo mare, veniți după mine. Bine, dar cum să venim cu alte cuvinte? Sacrificându-vă. Lăsați. E adevărat sau nu e adevărat? A venit tânărul bogat și a zis, bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Păzește poruncile, le-am păzit. Ce mai lipsește? Sacrifică-te. Pinde ce ai de la săraci. Pricepeți? Când stai în fața ta pe cineva mare de tot, ai disponibilitatea poate să te sacrifici. Dar când stă lângă tine un om care se duce acum la moarte, se duce la moarte, te mai poți sacrifica. A zis Domnul către ei, un ceas, un ceas, n-ați putut să sacrificați? Haideți, frații, mai întrebați-vă în această dimineață, răscolindu-vă amintirile. Ce sacrificăm noi în vremea asta pentru Domnul? Chiar ce sacrificăm? Nici măcar un ceas nu suntem gata să sacrificăm. Un ceas să citesc în Scriptură, poate să mă rog, un ceas să mă duc să ajut pe cineva, un ceas să vin la biserică, nici măcar un ceas. Pricepeți, frații mei, Încercați și vedeți ce sacrificați pentru Domnul. Ori Domnul a zis așa, urmarea Domnului Iisus Hristos înseamnă sacrificiu. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea. Ieri a fost sâmbătă. Vreau să vă întreb, ce ați sacrificat ieri pentru Domnul? Alaltă a fost vineri. Ce ați sacrificat pentru Domnul? A trecut o săptămână. Ce-am sacrificat pentru Domnul? Ne-am pierdut imaginea asta grandioasă despre El și am pierdut spiritul de sacrificiu. Și frații mei, ascultați-mă bine, pentru că pierzând această imagine grandioasă, am pierdut perspectiva. Domnul Iisus Hristos a zis așa, oricine a lăsat casă, tată, mamă, frați, surori, holde, pentru mine, Asculta ce perspectivă. Va primi de 100 de ori și viață veșnică. Vreau să vă întreb, vă surâde de perspectiva asta? Nu chestia asta numai cu 100 de, 100 de ori case și holde și așa mai departe. Viață veșnică, vă surâi de perspectiva asta? Să zicea Domnul către ei, atunci când va ședea fiul omului pe scaunul de domnie al slavei sale, la noi era tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, Veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe națiunea lui Israel. E, e o perspectivă extraordinară. Dar asta când era maestos? De acum când este om bătut și dus spre cruce, te mai poți uita la perspectiva asta. Te mai poți uita la perspectiva asta. Frașii și surori. Ce-aș vrea și rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeule, fă -ne să mai vedem încă o dată măreția Ta. Mai înalță pe Hristos Domnul înaintea ochilor noștri. Nu știu cum să o faci, Dumnezeule. Când ne-am pierdut această perspectivă măreață, această percepție măreață, și-am abandonat, Dumnezeule, loialitatea față de Tine și față de Fiul Tău. Mi-am mi pierdut spiritul de slujire. Am pierdut spiritul de sacrificiu. Ne-am pierdut perspectiva, Dumnezeule. Deschide perspectiva asta înainte ochilor noștri, Dumnezeule. Și leagă în inima noastră de veșnicia ta. De împărăția care va să vină. Domnul să facă lucrul acesta cu fiecare dintre noi, dragi frați, stimate surori. Amin.